În urma concursului organizat de către Primăria Dej împreună cu sponsorii Școlii Șoferi Vazrom Dej, Autobanse Dej și Hotelul Holiday din Aidul Sobozlom, cu o participare de peste 570 de copii, putem să anunțăm un rezultat preliminar în urma concursului care s-a desfășurat pe parcursul a 4 zile cu participarea liceelor Alexandru Papilo Arian, al Liceului Tehnologic Constantin Brâncuș, a Colegiului Andrei Mureșanu, a Liceului Tehnologic Someș Dej și a Liceului Tehnologic Henri Coandă. Au participat, repetăm, peste 570 de copii, de elevi în total. Partea pozitivă este un rezultat mai pozitiv față de concursul, față de cel de anul trecut. Și putem anunța oficial rezultatele pe licee. Cel mai bun rezultat le-a avut Liceul Papilo Arian, urmat de către Constantin Brâncuș, Colegiul Andrei Mureșanu, Liceul Tehnologic Someș și Liceul Tehnologic Henri Coandă. Ca o mențiune specială, dorim să știe elevul din clasa 11-a, Cefătul Timotei, de la Liceul Brâncuș, a reușit un record care va trebui să... Păcat că cei de la școala de categorie n-au fost prezenți să ne... A reușit în 5 minute să facă chestionarul 26 puncte maxim. Un lucru pe care colegii prezenți de la Poliția Rutieră și de la Școala de Șoferi au spus că încă n-au întâlnit. În continuare, pentru două cuvinte, dau cuvântul domnișoarei doamnei agent șef ajunt din Aiosul, din partea Poliției. Împreună cu colegul meu, domnul subcomisar Precup Sorin, care este și purtătorul de cuvânt al Serviciului Poliției Rutiere, eu funcționând în cadrul Biroului Analiza și Prevenirea Criminalității, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Iată că și anul acesta am asigurat supravegherea unui concurs care deja am înțeles că are tradiție, 11 ani sau sens pe linia care aceasta se înscrie. În primul rând doresc să adresez felicitări sincere câștigătorilor și nu neapărat și celor care au avut curaj să vină să se prezinte. Nu este un lucru ușor, așa cum pomenea și colegul meu, îl felicit în special pe elevul de la Liceul Brâncuș, pe Fătul Timotei, care a reușit în mai puțin de 5 minute să realizeze punctajul maxim de 26 de puncte. Și aș dori în continuare să îi îndemn să nu se lase descurajați, povestind un pic în afara concursului cu elevii, spuneau că li s-a părut foarte greu că testele conțin și întrebări de prim ajutor, întrebări de mecanică. Noi, poliția, considerăm că în momentul în care îți dorești să fii șofer și să ieși pe drumul public cu un autovehicul, trebuie să ai și cunoștințele respective. Dacă, Doamne ferește, rămâi cu mașina în drum, trebuie să știi să te uiți un pic sub capotă. Sau dacă, Doamne ferește, se întâmplă un accident, trebuie să știi ce să-i faci la victimă sau, Doamne ferește, să nu o miști de la loc. Da. Mulțumim. Mulțumim foarte mult de ajutor și sperăm că în continuare o să fim sprijiniți. Absolut. Și categorii vom fi sprijiniți alături de Poliția Rutieră Cluj, alături de Poliția Rutieră Dej, care ne sprijină în acțiunile acestea. Ne vedem la premieră și la premieră o să fie să stabilim împreună premiera în funcție de cum ne poate domnul Marișca să ne facă o prezentare în centrul orașului ca fiecare an, în funcție de unde o să vină. Din partea sponsorilor de școală și fără, domnul Vazlom, domnul Cipri, ce ne puteți spune? În urma rezultatelor vreau să anunț că frumoase, bineînțeles. Și având în vedere rezultatul foarte bun obținut de Olimpicul, am înțeles domnul Fătu Timotei. El va avea un curs de școlarizare pentru obținerea permisului gratuit, facem oficial acum, plus din partea Hotelului Holiday pentru rezultatul deosebit și având în vedere că este și olimpic, face parte din elevii olimpici, din grupul elevii olimpici, care va însoți câștigătorii în urma concursului rutier efectiv. Da. Deci, în excursie vor participa, ca și anul trecut, alături de elevii cu rezultate bune la examenul acesta de școală de șoferi, vor participa și elevi olimpici de la toate liceele din... Ținând cont de faptul că ne găzduiește timp de 4 zile acolo și ne dă mâncare și cazare... Dăm să fim sponsorul principal. Îți poate permite și rugăm chiar să
Spune, domne, mai aduce și copiii ăștia cu. Deci, acum, din fundal se aude domnul profesor Itian, care este sufletul acțiunii ca în fiecare an, dar dânsul nu dorește să fie în față, nu s-a barberic de casă din cauza asta. Așa, dar vreau să menționăm că autocarul nu va pleca cu niciun loc gol. Autocarul va fi plin la capacitate de elevii cu rezultatele bune în ambele concursuri și la olimpici și la școala de șoferi. Dar în același timp, având un rezultat deosebit la elevii din clasa 11-a, aș dori totuși, chiar dacă nu este prea târziu, dacă din ceilalți colegi de școală șoferi al noastră, de, care mai practică meseria asta în dej, da, îi așteptăm cu sponsorizare, fiindcă față de anul trecut suntem mai mult decât dublu cu rezultate și ar trebui să încercăm să-i ajutăm pe mai mulți copii pentru școala de șoferi gratis, fiindcă merită ceva. Dacă facem un calcul de 10 ani de zile, Vascomul ne dă câte 5 școli de șoferi anual. Faceți un calcul. Ce sume cheltuiește Vascomul pentru aceste sponsorizări la... Având în vedere că elevii sunt locuitorii noștri, sunt copiii noștri, sunt neamurile noastre, având în vedere programul care este Alege Viața, deci rezultatul final contează foarte mult. Deci le dorim succes în continuare și să se pregătească și pentru anul viitor. Din cele văzute, din rezultatele văzute din cele la clasa 10-a, va trebui să mai găsim sponsori anul viitor pentru școli de șofer. Fiindcă crește numărul în fiecare an. Mi-a fost o surpriză când am aflat că copiii de clasa 9 și de 10 au obținut punctaj foarte mare. Este o surpriză și este o plăcere, fiindcă la anul se va întâmpla un lucru fenomenal. Domnul Cipin, la anul va trebui să dai 20 de școli de șofer. Acum sperăm să găsim mai mulți sponsori. Iar dacă avem în vedere cât de școli de șofer sunt... Noi mergem cu aceiași oameni și cu aceiași dână, mergem cu oameni devotați care ne-au ajutat în fiecare an și care ne ajută în fiecare an. Asta este principiul meu și eu nu mă duc mai departe, că nu mă pot duce la unul care... Începe să se cânte. Oricum, trebuie să mulțumim pentru tot sprijinul acordat la toate liceele. Da. Deci au fost bine organizați, elevii au fost instruiți și au de făcut cum se desfășoară acest concurs. Deci mulțumim tuturor școlilor și sperăm într-o implicare mai vastă pentru următorul sezon, care va fi, să zicem noi, început mai repede, ca să reușim să avem rezultate mai bune. Și vom găsi și sponsori mai mulți.